Bună seara, dragii mei! Sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei care vor să afle ce ar trebui să facă. Mesaje de la îngeri, de la îngerii voștri protectori, ghizii voștri spirituali în această perioadă. Am pus ca fundal muzica îngerilor, muzică pentru vindecarea tuturor durerilor corpului, sufletului și spiritului. Sper să vă placă. O să schimb totuși unghiul, ca să vedeți și cărțile și opțiunile. Și eventual o să dau o lecuță mai încet muzica, tonul, volumul, nu tonul. Dar sper totul să auziți. Îmi place muzica. Mă bucur că am găsit acest videoclip. Ah, dragii mei, dragii mei, nu ne-am auzit de mult. Însă, aveți de ales între 4 variante. Numărul 1, fiecare un set de cărți, dar mai sunt niște seturi de cărți în spate pe care le voi folosi la fiecare număr. Acestea le voi folosi doar pentru numărul 1, doar pentru numărul 2, manga, doar pentru numărul 3, crucea persană și gilded tarot. Doar pentru numărul 4, cărțile sunt amestecate, la unele au venit niște mesaje în plus, la altele nu. Și încă o dată numărul 1. Vedeți, da? Puneți pauză, vă alegeți. Eu o să-mi pun seturile de cărți separat. Și voi reveni când va veni și lor timpul. Așa. Sper să nu pice nimic. Numărul 1. Cei care ați ales crucea. Crucea templieră. Probabil că majoritatea sunteți creștini. Aveți acest set de cărți care, ia să vedem, parcă totuși a primit un mesaj. Dar, nu, a primit un mesaj de aici. Inițial am vrut să scot câteva cărți și apoi să folosesc tarotul în timpul etalării. Dar în timp ce am amestecat aceste de cărți, în care aș vrea să vedem unde sunteți în această perioadă, din punct de vedere spiritual, au venit niște cărți foarte intense și atunci mi-am dat seama că ar putea cărți asemănătoare să vină și la alte numere. Și atunci am preferat să amestec la fiecare număr în parte, nu să fac... Să pregătesc cărțile înainte, sper că ați înțeles. Așadar, pentru cei care ați ales numărul 1, aveți două cărți foarte puternice. Magic Prayer 32 și 44, număr maestru, da? Puterea, care 44 se reduce la 8. La casa 8-a. A scorpionului, moarte și renaștere, transformare. Și vreau să știu către ce mergeți. La capăt am considerat că direcția aici sunteți și direcția către care mergeți este la capătul setului de cărți, pentru că încă este nemanifestată sau este în plină manifestare. La voi a apărut metamorfoza, apropo de transformare. Și angajamentul, steaua, vindecarea, eventual apropierea de misiunea voastră spirituală. Care misiunea voastră spirituală vă va aduce ce? Fericire. Vindecare, 14, numărul temperanței în tarot. Dar în aceste de cărți, ride the wave, veți putea să vă dominați emoțiile, aud. Și... emoții foarte pozitive care ne pot duce în extreme, dar alături veți avea un partener sau o parteneră care vă va ajuta în această
în acele momente de bucurie să vă echilibrați și să mergeți mai departe cu încredere. Că valurile sunt puternice, ca un adevărat tsunami, acelea către care veți merge. Bucurie mare. În aceste de cărți, Ride the Wave reprezintă o mare, mare, un soi de 10 de cupe, mare bucurie. Dar, repet, nu de unii singuri. Veți avea pe cineva alături. Și interesant, acum observ un îngeraș. Un îngeraș pe acest delfin. Pe lângă un partener, prieten, prietenă, eu știu, poate chiar membru al familiei, dar mai degrabă parteneriate personale sunt, personale în sensul de iubiri, colaborări, veți avea totuși, poate că veți descoperi, poate că veți vedea, poate că veți comunica cu un anume înger protector al vostru. Prin ce? Prin vise, prin multe feluri putem comunica. Ideea este că transformarea prin care treceți vă va schimba radical. Asta înseamnă metamorfoză. Transformare radicală. E aici un fluture care cândva fusese vierme. Cândva se târa pe pământ. Aici este ideea. Se târa pe pământ, era dependent de nevoile materiale. Dar la un moment dat a intrat într-o perioadă. Cred că aici sunteți, în perioada în care vă transformați. Și veți descoperi în voi ceva ce nici voi nu credeți, nu anticipați. Interesant, acum observ. Această pasăre nu este doar pasăre, este pasăre fluture, da? Stai să-mi aduc aminte cum se numește pasărea, un soi de ibis, flamingo. Cred că un soi de flamingo, dar nu e doar flamingo, este flamingo cu aripi de fluture. Flamingo are. E pasăre, are aripi. Dar aici este o... Și sunt două, da? Este o ființă care nu trăiește pe pământ, probabil că în alte dimensiuni. În acest sens constă transformarea voastră, o transformare miraculoasă, fantastică, aș spune, care, repet, va aduce vindecare, va aduce angajament, va aduce o colaborare foarte specială. Un prieten, o prietenă, o dragoste foarte specială. De fapt, prietenia și dragostea respectivă face parte din misiunea voastră. Veți fi împreună cu cineva, la fel de special, la fel de unici. Și eventual și ei trec în această perioadă prin situații asemănătoare, poate nu identice, dar care îi vor transforma situațiile la fel de miraculos, de grandios, cum vă vor transforma și pe voi. Am zis, puterea și rugăciunea magică. Aveți o putere de a vă ridica, de a ieși din situații grele, de a vă ridica din material. Și nu doar de a vă ridica, de a vă transforma, de a ieși din această esență materială, cum am zis mai devreme, ci încă de a crea ceva, pentru că acest personaj are în mână un glob. Globul ține de ovul, de o lume creată, necreată, care este la dispoziția voastră. Și cum vă transformați și cum creați prin această, prin rugăciune, prin conectarea la lumina voastră interioară, la lumina divină, nu doar la lumina interioară, și lumina divină. Și simt că unii aveți o putere specială în momentul în care vă rugați. O veți descoperi. O veți descoperi. Aici sunteți. Către aceste lucruri mergeți. Însă, hai să mai primim niște cărți. O să fie o etalare mai lungă. Am uitat să spun că în aceste de cărți chiar venise dragostea. Unde era oare? Era apăruse dragostea și uite, am amestecat-o. Dragostea și integritatea. Ah, uite, dragostea, da? Vorbeam. A apărut în timp ce am amestecat dragostea invers. Încă e nemanifestată casa a 12-a necunoscutului. Nu știți? Nu știți? Când vă veți întâlni, și aici sunt doi fluturi, când vă veți întâlni cu această mare dragoste, este în curs de
Este un proiect în lucru, proiectul îngerilor pentru voi. Ia să pun Blitz. E mai bine cu Blitz? Proiectul îngerilor pentru voi, pentru că v-ați rugat intens. Pentru multe lucruri. Pentru iertarea celor care au greșit față de voi, pentru iertarea voastră, pentru binele lumii, pentru multe lucruri. Văd multe, multe aripi. Ia uite și aici aripi. Interesant, am avut un mic blocaj la nivelul chakrei a 5-i, a 5-a, apropo de 3 și cu 2 e 5. Și m-am și bulbuit un pic, acolo încă probabil că mai aveți ceva de lucru. 5 este numărul marelui preot. Mai trebuie ceva să schimbați în felul în care credeți în voi și în puterea divină. Ați spune că da, credeți că v-ați ales crucea, dar ceva mai este de lucrat acolo, de schimbat. Interesant, acum vă și o stea. Mai aveți ceva de vindecat, eventual. Dar m-a atras atenția aripile de fluture pe ochi. Și știți că am avut de anul trecut. Nu anul trecut, acum 2 ani. Acum 2 ani am avut o expoziție doar cu îngeri, dar nu doar îngeri, și serafim, și heruvim. Și știți că în funcție de gradul ierarhic au mai multe aripi. Serafimii sunt printre cei mai înalți, au aripi și peste ochi, și pe umeri, și la picioare, 3 perechi de aripi. Meditați, documentați-vă. Pentru că sunt foarte multe de spus legate de serafim. Dar e un mesaj în plus. Posibil nu ați văzut niște lucruri și aveți... Oh, da. Nu ați văzut niște lucruri referitor la tradiții, la familie, apropo de marele preot. Care trebuie schimbate aceste lucruri nevăzute, neînțelese. Poate că vi s-au ascuns niște lucruri, niște adevăruri. Însă... cu puterea credinței și cu puterea rugăciunii veți înțelege și veți transforma acele lucruri. Eventual și puterea voastră de a vedea, dincolo de aparențe. Și toate aceste lucruri vă vor da putere. Ce interesant. Hai să mai vedem. Numărul 1. A, deja a venit. 1. Asul de monede. Interesant, 5 de cupe. Probabil că unii sunteți în doliu sau plânge sau regretați ceva. Sper să nu regretați karma. Lanțurile în care ați stat, în care v-au ținut unii sau încercat să vă țină. Asta include și familia, tradițiile, greșit înțelese, pentru că familia este karmică, tradițiile sunt karmice, deși unele ori sunt necesare, poate că 6 de monede au fost dezechilibre. Ați avut de-a face cu oameni care și-au blocat inima pentru bani, s-au gândit doar la bani, n-au putut să iasă din Matrix, însă doliul, regretele, durerea prin care treceți, vă ajută să ieșiți, să vă ridicați din aceste, vedeți, îngrădiri, lanțuri. Și dacă sunt oameni care sunt în jurul vostru și ei nu-și dau timp nici de doliu, nici de cred, nici de lacrimi, nici de suferință, este problema lor, pentru că 5 aduce schimbare și am vorbit de 5. Interesant, aici chiar se roagă. Și avem magic prayer. Rugați-vă pentru ei, pentru cei care încă sunt blocați, rugați-vă să ieșiți din blocaje în cazul în care vă recunoașteți unele dintre ele. Și veți vedea că puteți să manifestați un nou început. Și în plan terestru și în plan practic. Ceva ca acest fluture, care este material, nu-i doar spiritual, dar este altceva. Așa, aici parcă a venit un mesaj. Ia uite, existență. Da, deci am amestecat cărțile. Interesant că apare iar maturitatea, care este un soi de cavaler, rege de monede. Nu, cavaler de monede. Lăsați-vă un pic duși în voia celui divin. Ține de energia peștilor.
Acasta e a 12-a. Aveți un pic încredere în emoțiile voastre, uneori triste, alteori mai puțin triste. Vă veți maturiza inclusiv și emoțional și conceptual. Vă veți transforma. Îmi place pictura asta foarte mult. O să încerc și eu cândva să fac ceva de genul acesta. Am încercat, dar... Deci, abundența este în acest personaj. Acest personaj are grădina sa interioară. Aici este maturitatea. Nu caută în afară. Afară nu e chiar atât de colorat. Înăuntru. Aici este maturitatea și aici este existența. Iar un as este un soi de magician. Magicianul, asul de monede, puterea. Puterea, repet, puterea rugăciunilor voastre, magia cuvântului și a credinței vă vor ajuta, vă vor da putere și vă vor ajuta să începeți o nouă existență, să vă vindecați, să vă împliniți multe dorințe pe care le credeați până acum imposibile și să manifestați o nouă etapă. Repet, în practic. Și totul începe cu această transformare interioară, simt. Unde să pun cărțile, să le și vedeți. Să le și vedeți aici. Interesant, îmi iese în evidență stresul. Probabil că ați fost într-o perioadă de stres pe care trebuie să o depășiți. Îl pun la loc. Și simt să mai iau o carte. Ia uite, creatorul și creativitatea, ce frumos și îndrăgostiți. Ia uitați unde am tăiat intensitate. Las intensitatea, o rețineți voi. Mai, spre ce mergeți? În această nouă etapă, conexiunea cu divinitatea în voi. Nu doar în afară, în voi veți simți această natură divină, creatoare, creativă, iubitoare, care din dragoste pentru voi, din dragoste pentru Dumnezeu sau divinitate, cum vreți voi să spuneți, creator, veți atrage oameni asemeni vouă. Ah, ce frumos mesaj! Vedeți, aici este o inimă. Vai, Twin Flame! Aceeași inimă? Da, unii dintre voi vă atrageți flacăra geamănă. Poate ziceți că ați întâlnit-o. Nu, nu este aceea. Veți descoperi. Poate ați întâlnit o fracțiune de secundă sau, eu știu, o zi și, eu știu, s-a disipat, eu știu, toată acea experiență, dar nu ați trăit, nu ați cunoscut încă flacăra voastră geamănă, o veți cunoaște într-un anume context. Nu înseamnă, musai, că veți fi împreună, dar o veți cunoaște. Și ce vreau să spun, aici este un cuplu, doi într-unul, aici sunt două ființe separate. Probabil că la un moment dat, că așa este povestea flăcărilor gemene, v-ați separat, ați crescut în constelații diferite, în, așa aud constelații, în experiențe, în vieți diferite. Poate v-ați mai întâlnit pentru un scurt timp, iar v-ați despărțit. Tocmai ca să crește, să vă transformați, să vă metamorfozați. Vedeți că sunt aceleași culori. Și unul și celălalt. Și iar avem aripi. Aveți. Creatorul, creativitatea sau împărăteasa. Creatorul este un soi de regere de bâte, energie, spirit și sexualitate. Nu poate fi negată și interpretarea asta. Însă, folosiți-vă natura creatoare, artistică. Și iar mi-atrage mult specială atenția acest lotus. Ați trecut prin multe, inclusiv acele suferințe despre care am vorbit. Poate încă mai sunteți lanțuri, dar prin lanțuri, prin toate greutățile și restricțiile pe care le-ați simțit în Matrix, ați ieșit. Matrix-ul e nămolul. Ați ieșit sau veți ieși sau sunteți în drum spre lumină. Ce frumoase mesaje! Vedeți? Ce a fost în fața voastră?
Am amestecat aceste cărți și s-a oprit aici la faetonul. Ah, și steaua. Dar când am văzut faetonul, știți ce am auzit? Keep on going. Mergeți. Mergeți înainte. Nu stați pe loc. Luați experiențele și negative și pozitive. Alegeți să fiți în echilibru și mergeți. Mișcați-vă. Fiți în mișcare. Este numărul acestui an. Acestui an interesant. 7 și steaua. Mergeți spre vindecare, spre misiunea despre care am vorbit mai devreme. Și aici este o stea, vedeți? Și puterea cuvântului, apropo de valetul de spade, puterea cuvântului, veți descoperi puterea rugăciunii. Pare magie pentru unii, dar voi veți vedea că magia, de fapt, este un cuvânt pe care îl folosesc oamenii care nu înțeleg ce înseamnă manifestare, creativitate, creație. Odată, numărul 1, pe 2, ce apare? Lumea! Încheiați un mare ciclu al vieții voastre. Am zis, intrați într-o nouă existență și sunteți foarte vulnerabili. Iar și aici personajul este dezbrăcat. Și aici este vulnerabil. Sunteți vulnerabil. Dar știți ce aud? Aud, simt. Creatorul vă botează într-o sau vă investește într-o nouă poziție. Nu știu când, în cât timp, dar în această perioadă, interesant, se va face dreptate. Magicianul ia și justiția, se va asul de cupe, vai ce frumos! Vindecarea voastră aduce manifestarea justiției, echilibrului, apropo de echilibru, ce am zis mai devreme. 8 de cupe. Lăsați în urmă un ciclu dureros de neîmpliniri, de neiubiri, o dată, de două ori, de trei ori. Asul de spade, iar puterea cuvântului, puterea rugăciunii. Hai să vedem. O, diavolul. Valetul de monede. Regina de monede. Energie, în mod special Capricorn. Exact ce am văzut aici. Mai devreme. Matrix. Acest Matrix v-a creat multă suferință. Ați pierdut oameni din cauza acestor dependențe. A lor. Poate și ale voastre de ei într-o anumită formă. Diavolul poate să fie foarte multe. Adicții, orgoliu, mândrie, obsesii, dorința de a face bani a unora, apropo de larvă, frica de a zbura, apropo de larvă, de a nu avea încredere în voi. Regina de monede ține de maternitate și de creativitate. Nu e doar un concept. Este punerea în practică, asul de monede, a unor concepte. Se schimbă, dar se schimbă această energie, ia uite, într-un mod subtil. Într-un mod subtil. Nu, de spade și 8 de spade. Dragii mei, cineva a încercat să vă țină. Repet, acest cuvânt vrea să iasă în evidență, Matrix. Să vă țină în nevoi materiale, să vă țină în așteptare, să munciți pentru alții, nu pentru voi. Dar stresul și îndoctrinarea și blocajele și fricile mentale v-au ținut departe de calitate. Interesant, vedeți? Magic prayer,
puterea și apare Marea Preoteasă, v-au ținut departe de niște calități spirituale pe care urmează ați spune că știți cine sunteți, ce puteți să faceți, dar cred că de-abia acum veți descoperi o schimbare și de noroc, și de energie, și de direcție. Hai să clarificăm diavolul. Eu cred că este faza aceea dinainte de metamorfoză care v-a adus suferință. Eu asta simt. Oameni care au încercat să se conecteze la voi într-un mod obsesiv, poate și voi. Nu sunt multe. Diavol, te rog frumos, clarificăm. Diavol, pentru numărul 1. Dar știți că Matrix-ul este lumea diavolului. Lumea aceasta terestră este lumea saturniană, de fapt. E pământul, dar este dominat de Saturn. Ia uite, eremitul. Interesant. Apare se fecioară, capricorn, în mod special. Fecioară și taur. Poate că cineva, nu, poate, sunt convinsă că cineva încerca să vă manipuleze cu 7 de cupe magicianul. Și să vă perturbe niște planuri de viitor, niște alegeri, să vă țină în acest turn. Tradițiile despre care am vorbit, acelea negative, că tradițiile au și variantele lor pozitive, să vă țină în sărăcie, să vă afecteze eventual relația cu mama, relația cu copilul vostru, relația cu divinitatea. Însă, acest diavol și e conceptual cuvântul, nu mă refer musai la satana. Repet, sunt adicții, sunt frici. Dorința cuiva de a vă programa mental că nu puteți să faceți cu tare, depindeți de ei, de sistem. Inclusiv sexual, dar nu apare în mod special acest aspect, cât aspectul fizic, material, nu fizic, material, financiar. Această experiență negativă v-a trimis direct în eremit. Eremitul care caută lumina. Într-un anume tip de izolare, de întuneric necesar ca să găsiți, cum am zis mai devreme, lumina din voi. Divinitatea din voi. Fărâma aia de divinitate care vă face creativ, creatorul din voi. Creativitatea din voi, iubirea din voi. În pofida tuturor problemelor, și au fost și probleme financiare, valetul de monede, odată, de două ori. Poate cineva în zodia fecioară e obsedată de voi, interesant, de trei ori. Valetul de monede, magicianul și s-a oprit la 7 de cupe iar. Mai, eu asta simt, veți afla, veți înțelege, magicianul înțelege. Și manifestă un nou început. Veți înțelege cum ați fost manipulați, repet, financiar, mental, emoțional, de niște oameni egoiști, 9 de cupe, care se gândeau doar la bani. Da, țineau. Au transformat dragostea în altceva, în nevoi materiale, eu asta aud. Dragostea a murit în momentul în care au ales banii și niște chestiuni legale, aș spune. Legale, dar nu știu, pentru unii. Da. Pentru unii, acele chestiuni legale au fost, au ținut de orgoliu, dorința de a avea a lor, nu a voastră, a lor. În fine,
manifestați un nou început. Studiați mai bine, studiați, documentați-vă cum să manifestați dragoste, abundență, creștere spirituală, această nouă existență către care mergeți. Studiați. Însă, clarificăm regina de monede. Împărăteasa invers. Wow. Știți ce aud? Regina de monede uneori poate să fie o rudă, uneori poate să fie mamă, dar poate să fie o rudă, mai ales că apare alături de împărăteasa, care înseamnă mamă. O rudă. O rudă. Am zis că cineva v-a manipulat. A încercat să afecteze relația dintre mamă și copil. Dintre mamă și divinitate, copil și divinitate. De ce? Pentru bani. Vai de mine. Sponzorată. V-au ținut într-o karmă. V-au... Ori pe... Sponzorat înseamnă sacrificii. Probabil că s-au făcut multe sacrificii. În acest context dezechilibrat, am vorbit de, un dezechilibru când am văzut justiția și dorința de putere a cuiva. Manifestate inclusiv pe plan financiar. Pentru unii, dacă nu este această variantă, pentru că sunt mai multe variante, poate să fie... Mai am încă două variante în plus. O energie feminină distorsionată. Chiar dacă nu-i mamă și este prietenă pe termen lung, eu știu, poate să fie chiar mamă, dar o mamă cu care se gândește doar la bani și nu la dragoste. Sau o iubită, eventual un iubit, dar energie feminină, clar, concentrată pe bani și nu pe dragoste. Dacă a fost manipulată o mamă, iar este păcatul lor. Dar, oricum ar fi, intrați, nu uitați primul mesaj, primele cărți, într-o nouă existență, rugați-vă pentru iertarea lor, voi veți ieși la liman, veți ieși din întunericul acela, am zis, n-ați văzut niște lucruri legate de tradiții, de familie, de concepte. Însă judecați, sunteți chemați la renaștere, la transformare și vi se va schimba întreaga viață. Veți învăța să stați în picioare în pofida tuturor problemelor și mai ales a celor care au transformat dragostea. Iar apare justiția, injustiția, așa o văd cu trei decupe. Ales banii în locul iubirii, în locul colaborării, al bucuriei. Uai, cred că o să fie etalare lungă, nu știu în cât timp. Simt nevoia să mai clarific. Odată. Ia să folosesc. Uite, s-a oprit la Marele Preot. Aveți de ales. Vă lăsați consumați de energia lor, a responsabilităților, tot ce v-au pus în cârcă, ei, trecutul, ce-o fi, că este un 10, este un ciclu. Sau alegeți credința, învățătura, să creșteți spiritual, să vă rugați. Ori să mergeți către oameni care vă pot ajuta în aceste momente, vă pot ghida. Am zis că folosesc și aceste cărți care, da, a primit ca un mesaj în plus, iar puterea apare de două ori, mi-am adus aminte și 8 de cupe, l-am văzut mai devreme. Lăsați în urmă.
lucrurile care nu v-au împlinit, oamenii care nu v-au împlinit și dați-vă timp să vă transformați, să deveniți puternici. Turn, a fost o separare, 3 de spade, 5 de cupe, iar apare a doua oară. Da. Dar de care vă veți vindeca cu răbdare? Veți începe, repet, o nouă lume, un nou capitol. Sau poate o chestiune de vă conectați la lumea cea nouă. Hai să vedem totuși. Clarificăm cele 6 cărți. Diavolul și Eremitul, te rog frumos. Diavolul și Eremitul. Clarificăm Diavolul și Eremitul. Nu, este ține de spiritualitate, nu. Da, v-a fost prelucrată credința, spiritualitatea, dar ori de o mamă distorsionată, ori de cineva care v-a separat de mama voastră, a prelucrat-o pe ea, pe voi, nu știu. Magicianul, la mișto, vedeți ce cărți aveți, mă? Clarifică Eremitul și Diavolul. Flowing, dar a venit invers. Aș spune că a fost și o prelucrare emoțională, dar în care, pentru că flowing înseamnă să curgă, apa să curgă, lucrurile să curgă natural. Ați stat sau v-au ținut sau ce-a fost acolo în această situație pe care am descris-o cât am putut de bine. Voi trebuie să o mai simțiți în viața voastră cum și unde s-a manifestat. A venit invers acest flowing. V-au ținut pe loc. V-au ținut pe loc. Însă, apare asul de spade. Veți afla adevărul. Se va manifesta adevărul. Da. Și aici văd o altă lume. Da, adevărul vă va dezechilibra. Perioada asta vă va dezechilibra. Acest nou început vă dezechilibrează o leacă. Dar mergeți către independență nouă de monede. Inclusiv financiară. Am zis, cineva a încercat să vă țină financiar, să depindeți de ei. Odată. Adică magicianul și valetul de monede. Clarificăm magicianul și valetul de monede. Uai. Primul rând. 6 de cupe. 5, 10 de cupe. Viziunea. Vreau să vă afecta viziunea. Felul în care ați văzut lucrurile. Exact aici, cum am zis, a fost acoperită viziunea. Viziunea a venit invers. 10 de cupe. Chestiune legate de familie, de bucurie. Și 6 de cupe, dar invers. 6 de cupe, care merge către 5, către regrete. Aș spune o persoană pesimistă, o persoană care din copilăria voastră, poate chiar din familie, sau cu care aveți copii, sau eu știu, am zis, sau ați copilărit. Am senzația că acest personaj a rămas blocat într-un trecut. Ce-a mai apărut? 2 de cupe și stau. Ah, ce frumos! Dar, repet, veți manifesta acel suflet pereche despre care am vorbit mai devreme. Ia uite, un soi de 10 de cupe, dar într-un alt context și steaua. Steaua apare aici, steaua. Am văzut steaua mai devreme, când am amestecat cărțile la faeton. Ar fi o explicație în plus, 2 de cupe și stea. Odată ce vă veți vindeca de acele manipulări, de ceva timp sunt, probabil că le știți. Vă veți atrage sufletul pereche. Iar sunt două cupluri, dar nu sunt separate, este unul și același, în diferite planuri. Aici este un plan, e lucrarea mea, ca să înțelegeți. Aceste planul material sunt ființele în corpuri umane și ei sunt energiile divine din fiecare. În suflet simțiți că sunteți conectați la cineva.
în minte... Nu. Poate că uneori vin mintea, că e minte versus inimă. Mintea uneori vă mai trimite la cineva din trecut, dar un mesaj, dar mintea poate vă blochează un pic această conexiune spirituală pe care o veți găsi cu cineva. Însă, încet, încet, veți vindeca acest, să zic, blocaj și vă veți conecta la acest suflet foarte, foarte frumos, care vă aduce un soi de... Eu zic că vă veți vindeca unul pe celălalt. Clarificăm... Manifestați un nou început, valete de monede. Dar, repet, studiați cum să manifestați, studiați cum să vă vindecați, studiați cum să vă eliberați de vălurile care au fost puse peste ochii voștri, peste gura voastră, în sensul că ceea ce rostiți are putere, dar trebuie să știți ce rostiți. Cavalerul de spade, energie foarte rapidă, veți afla niște lucruri importante. Însă, clarificăm, regina de monede și împărăteasa invers. Ia uite, încheiați acest capitol. Încheiați acest capitol cu acel personaj, acea femeie, acele femei. Nu știu, încheiați acel capitol. Și mergeți către ce? Către șase de bâte, către victorie. Victoria, eu știu, primele victorii vă vor atrage vindecare, această nouă lume, eventual cineva de la distanță vine. Ia uite, asul de spade. Un personaj plin de pasiune și de emoții. Opa, energie masculină se trezește. Marele preot. Aici este Divine Masculine, bărbatul divin care se trezește. Își dă seama că are aripi, își dă seama că nu e doar trup, își dă seama că e energie divină. Plin de pasiune, nu zice nimeni că nu. Însă cândva fusese un joker, cândva poate că a falsat și în familie, poate s-a căsătorit din interes, poate au fost minciuni în casă, însă o energie masculină se trezește și va începe să permită, exact ce am zis mai devreme, să permită că a avut sufletul blocat, să permită emoțiilor să curgă. Vedeți? Poate nu sunt chestiunile voastre, poate sunt este transformarea celeilalte persoane în paralel cu transformarea voastră. Cam asta este mesaje. Acum. Mai fusese un sfat. Mergeți mai profund în voi. Mai fusese un sfat. Practicați gratitudinea. Stai, unde era celălalt sfat? Ah! Energia scorpionului. Respirați în tensiune. Unii, a venit cartea invers. Unii sunteți foarte tensionați. Trebuie să faceți niște exerciții de respirație. Eventual să respirați mai profund ca să vă vindecați și mai profund. Și mai avem un mesaj. Mai avem un mesaj de la Ange, tot așa, în timp ce am amestecat până. Miracole și binecuvântări, dați-vă timp să vă odihniți, să vă relaxați, pentru că ați avut blocaje mari și în acele momente veți simți cum totul se transformă, iar treci pe transformare și poate chiar veți anticipa niște miracole binecuvântări. La capătul setului de cărți, o uniune a inimilor despre care îngerii vor să vorbească. Ascultați-vă inima, e pe aproape. Aproapele acestea variază. Știți că și Iisus zice, împărăția lui Dumnezeu este aici. Este aici, în sufletul nostru, în voi, în ce vreți voi să credeți. Mesaje de la îngerii. Da, încetiniți exact, încetiniți, ieșiți din labirint, din Matrix, conectați-vă prin vis, prin rugăciune, faceți lucruri frumoase pentru cei mai mici ca voi sau cu probleme ca și voi și petreceți timp de calitate cu cei care vă înțeleg, cu cei care vă iubesc, cu cei care vă apreciază,
Ia uite. Și aveți de vindecat ori voi, ori persoana care vine în viața voastră și oamenii care v-au manipulat. Niște relații karmice. Ați experimentat ce am zis mai devreme la diavol și eremitul, tocmai ca să înțelegeți cine sunteți. Cine sunteți, că nu sunteți ca ei. Nu sunteți ca ei. Asta e clar. Însă, în această transformare aveți grijă pe cine permiteți în preajma voastră să nu vă afecteze totuși. Nu zic să vă blocați, dar spate. Odată. Mai ce mult am vorbit. Doar la numărul 1. Cu siguranță că vor fi două videoclipuri. Da. Dacă aveți fluctuații emoționale, încercați să vi le temperați. Fiți atenți la luna plină în berbec, eventual. Ia uite. Dacă cineva încearcă să vă testeze, mi-a picat ceva. Un eveniment neașteptat se va întâmpla. Dacă cineva încearcă să vă testeze emoțiile, să vă aprindă într-un anume fel, calmați-vă, ca să puteți să gândiți corect. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut. Sper că ați primit mesajele care aveți nevoie în această perioadă. Te rog frumos, mâna să mă las să fac etalare. Și cam asta ar fi deocamdată pentru cei care ați ales numărul 1. Eventual, dragii mei, pentru că sunt foarte multe mesaje, sunt foarte multe cărți, dacă voi simțiți că aceste cărți ar însemna mai mult, meditați, pentru că sunt, nu pot să spun toate, am încercat cât am putut, toate variantele, dar deja am trecut 40 ceva de minute și am zis, or să fie celelalte numere probabil în alte videoclipuri. Îmi pare rău pentru cei care au trăit niște manipulări, aș spune, odioase. Pentru unii, așa simt, odioase în familie. Însă, repet, nu uitați primele mesaje. Unde sunteți, spre ce mergeți? O nouă existență, un nou început și, da, va fi bine. În pofida a tuturor experiențelor triste și negative prin care ați trecut. Cam atât deocamdată, vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine. Cei care ați ales numărul 2 care are medalionul cu numărul 13, înseamnă moarte și renaștere și soarele. Poate să fie moartea egoului, renașterea credinței, veți vedea lucruri, veți vedea și veți înțelege, pentru că soarele pune lumină pe lucruri. Și așa putem să înțelegem. Veți vedea și veți înțelege multe lucruri. Poate lucruri legate de dragoste cu Regina de Cupe, care este pe această set de cărți și posibil v-a influențat. Nu știu. Hai să vedem dacă aveți mesaje în plus. Nu, aici n-au venit în plus. Însă simt că cineva și-a blocat, a blocat inima din cauza unor dezamăgiri, unor dezechilibre. Te rog, Mura, stai cu minte. Dacă a blocat, dacă sunteți voi, sper că nu. Dar vedem ce înseamnă acest lucru. 6 de monede. Poate a fost un triunghi amoros sau poate, dacă n-a fost triunghi amoros, cineva a trebuit să acorde mai mult timp, să zic, unei alte persoane și nu vouă sau, eu știu, situații și situații. Te rog, fii calmă. Imediat vorbim. Ce apare aici? Marea preoteasă, secrete. Legate de un nou început. Hai să vedem unde sunteți din punct de vedere spiritual în această perioadă. Cei care ați ales numărul 2 sau în această situație. Dacă nu e perioadă, poate este situație. Te rog frumos, mâna, calmează-te. Unde sunteți din punct de vedere spiritual?
Numărul 2. Unde sunteți din punct de vedere spiritual? Te rog să fii cu minte. Iau cartea și o să fac pauză, s-o duc pe mâna în altă parte, dar hai să vedem. Grădinarul blând și coming apart. O separare de cineva. Posibil din motive care țin de acte de justiție sau din cauza că nu s-au înțeles niște cuvinte. Niște cuvinte spuse, scrise, n-au fost înțelese. Claritatea pare invers. Au fost distorsionate. A spus ceva și s-a înțeles altceva. Eu asta simt. Și din cauza acestor cuvinte sunteți separați. Însă încercați cu 12 să vedeți dincolo de aparențe, să ieșiți din cochilie. Și dacă nu sunteți voi cei care sunteți reținuți, ci cealaltă persoană, dați-le timp să-și clarifice, să zic, neclaritatea. Dați-le timp să iasă din cochilie. Iar voi păstrați-vă credința în această situație. Nu uitați că sunteți protejați. Între timp, protejați-vă bogăția. Bogăția voastră este o bogăție sufletească. Interesant, nu? Și cu 3 tot 12 este o bogăție spirituală. Interesant ce mai simt. Unul dintre voi, aceștia care sunteți separați, este unul circulă în jurul lumii, eventual vă caută peste tot, se uită peste tot, poate chiar vă urmărește de la distanță, celălalt stă pe loc, poate plânge, lacrimi, cascade de lacrimi și așteaptă să fie salvat. Dar știți voi, eu nu prea sunt de acord cu conceptul ăsta, să aștept să fii salvat. Încercați să nu mai așteptați să fiți salvați. 16 este și numărul acestui an. 6 și cu 1, 7. Încercați să ieșiți din stagnare, din acest întuneric, din această izolare. Poate sunteți introvertiți, nu știu cine e aici. Dacă sunteți voi, poate sunteți introvertiți. Încercați să ieșiți la lumină. Unul e lumină, celălalt e în întuneric. Nu neapărat că ar fi lipsit de spiritualitate, de calități. Uitați că persoana este albă. Este într-o situație în care n-aș spune că își folosește calitățile, nu iese în evidență, așa cum este celălalt care circulă în jurul lumii, care Pun pauză și revin.